Salutare dragii mei, eu sunt Revion, bine v-am regăsit la primul unboxing de pe acest canal. Astăzi vom desface un ceas care l-am comandat Alinei de pe EMAG de Black Friday. Este un fosil, mai știu exact modelul, o să vă scriu acolo în descriere ce model este. Hai să dăm drumul una peste alta, nu o să fie un video foarte lung, mai avem multe chestii de făcut unboxing, așa că vă aștept cu drag și pe celelalte video. Nu uitați, dacă vă place, un like, un subscribe și un follow pe Instagram-ul meu, Revion Gaming. Mă găsiți acolo mereu, puteți să-mi dați mesaj fără nicio problemă. Hai să-i dăm drumul. Hai să vedem. Acesta este coletul de la EMAG. O să tăiem repede ambalajul. Ok. Este un ceas de damă, așa că să nu vă așteptați la ceva de băiat. Este un ceas pe care Alina și l-a dorit și l-am și cumpărat. Hai să vedem, sunt curios tare cum arată. Facem aici, e împăturit în 70.000 de chestii. Și deja văd cutia. Hai să vedem. Aceasta este cutia. Atât, nimic altceva aici înăuntru. Asta este tot, hai să aruncăm asta, că nu avem nevoie de ea. Așa, cam așa ceva arată cutia. Arată interesant, tare de tot, arată ca o cutie de cărți. E un pic strâmbă, din câte văd, dar bine, nu cred că are vreo treabă. Ceasul se numește Fossil S3282. Este un ceas de damă. Arată ca o cutie de cărți. Puțin cam turtită cutia. Să sperăm că ce e înăuntru. Nu prea mă interesează cutia, să sperăm că ce e înăuntru este în ordine. Hai să vedem ce desfacem. Să vedem în primul rând ce găsim. Avem o carticică. Așa. Cam așa arată cartica. Care conține tot felul de chestii care nu prea mă interesează. Că na, știm tot să folosim un ceas, presupun. Asta e carticica. Așa. Ceasul care o să-l punem deoparte momentan. Să ne uităm ce e aici în continuare. Dacă mai e ceva în cutie totuși. Mai e un fel de suport de tablă. Care habar n-am pentru ce. Și cam așa. E goală restul. Garanția este pe baza facturii, așa că nu o să avem probleme. Dacă nu mă înșel, prețul de achiziție a fost de 318 lei. De Black Friday. Scuze că nu mi se vede fața, dar e mult mai ok așa. Ok, hai să ne mutăm camera un picuț. Hai să vedem. Acesta este ceasul. O să-l desfacem. Să sperăm că este în ordine. Ia să vedem. Pot să zic că da. Are folie, are tot ce trebuie. Acesta este ceasul. Hai să-l arătăm aici la cameră. Să focalizăm eventual. Haide, mă. Nu știu dacă se vede foarte, foarte bine, o să-l filmez oricum și din alt unghi. Da, pare ok, pare ok. Uite. Dacă ar focaliza și camera ar fi ideal, abia aștept să-mi vină camera nouă. Să filmăm chestii noi. Cam așa arată. O să vă arăt și de deasupra, imediat. Ok, cam așa arată. Eu zic că e un ceas destul de frumos. Și să sperăm că Alina o să se bucure de el cât mai mult timp. Până la urmă e un fosil, sunt făcute ca să dureze ceasurile astea. Eu am avut ani de zile un fosil, n-am avut treabă cu el. Cam așa arată. Ok. Cam asta a fost unboxing-ul nostru pentru ceasul fosil de damă. Sper că v-a plăcut. Aceasta este cutia, încă o dată, care nu conține mare lucru, manual. Și acesta este ceasul. Arată super, super bine. Abia aștept să-l văd la mâna Alinei. Momentan ea nu e acasă. Eu am fost Revion, vă mulțumesc mult de tot. Vă aștept pe următorul unboxing. O să avem și un scaun de montat și de făcut unboxing. Vă mulțumesc mult de tot. Să aveți o zi cât mai plăcută. V-am pupat. Pa, pa. Nu uitați, follow pe Revion Gaming. Like și subscribe dacă vă place. Și ne vedem pe următoarele live-uri și videouri. V-am pupat. Pa, pa.